În vremea noastră, cea mai mare dezbatere, cea mai mare luptă e pe tema familiei. Asta se vede în dezbaterile Parlamentului, în mass media, la nivelul filozofiilor care se nasc, dar ce e mai trist, se vede în casele oamenilor. Diavolul s-a luptat împotriva familiei încă din Eden, el este obraznic. Ar fi trebuit cel puțin să vorbească cu amândoi odată, ca să nu zic cu bărbatul, altfel, dar a ales varianta cea mai nepoliticoasă și nepotrivită pentru familie. Aș vrea să abordăm înaintea rugăciunii ce urmează două probleme, două cauze de care Dumnezeu să ne ferească. Există o problemă de natură economică. Trăim într-o economie de piață și în vremea noastră, începând cu sistemul bancar și tot ceea ce se întâmplă la nivel economic, totul este orientat spre consum. Cuvintele de ordine sunt venituri și cheltuieli. Materialismul, ca să nu mai spun globalizarea, filmele transnaționale, toate astea se răsfrâng asupra familiei. De altfel, să o spunem pe de-a dreptul, dumneavoastră nu din raționamente economice ați plecat din țară? Ba da, că doar nu sunteți plecați înainte de Revoluție ca să fugiți de persecuția comuniștilor, că n-a fost altfel, așa aspră de altfel. Problema este că bărbații pleacă la muncă, într-o parte sau alta, pleacă și femeile. Copiii și ei sunt avizi după a avea, a cumpăra, a face ceva. E drept că familia este datoare să agonisească și să aibă o bază materială de susținere. Nu vrem să fim absurzi. Spune 1 Corinteni, capitolul 7, despre diferența dintre cei căsătoriți și cei necăsătoriți, cei căsătoriți, scrie pentru bărbat, versetul 33, să se îngrijească de lucrurile lumii, asta înseamnă să asigure baza materială întreținerii familiei și nu oricum, cum să placă neveste. Femeia de asemenea este datoare, scrie 34, și ea să îngrijească de tot ceea ce îi revine, sau cum spune Pavel în 1 Timotei 5, să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivit cu niciun prilej de ocară. Da, trebuie. Dumnezeu a pus familia să muncească și în rai, și în legea lui Moise. Bărbatul trebuia să asigure cele necesare, femei, haine, mâncare. Numai că societatea noastră nu studiază cele ce vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, și aici apare marea problemă, de la versetul 7. Căci noi, valabil absolut pentru toți, n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Cum spunea cineva, suntem cel puțin de două ori sărași, când venim și când plecăm. Dacă avem doar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, cele două nevoi, interioare, hrană, exterioare, îmbrăcăminte, ne va fi de ajuns. Dar cine trebuie să stabilească în familiile noastre unde-i de ajuns? Unde trebuie să ne oprim cu agonisirea, cu salarul, cu orarul de muncă, cu truda, cu frământarea aceea de care spunea Domnul, să nu ne frământăm ca niște orfani, că avem un Tată în cer care ne are în vedere și ne binecuvintează? Căci pe acest fond economic apare la nivel de familie ce vă citesc în versetul următor. Cei ce vor să se îmbogățească. Sau să pun întrebarea, care nu vor să se îmbogățească? Care avem ca principiu la nivel de familie rugăciunea înțeleptului din Proverbe 30? Doamne, ajută-mă să știu unde e de ajuns. Nu mă lăsa să n-am, dar nu îmi dam plus. Zice un proverb englezesc,
O mare bogăție este o mare sclavie, dar eu vă citesc varianta biblică, că e mult mai profundă. Cei ce vor să se îmbogățească cad în ispit. Deci, pe fondul problemelor economice, sunt înfrângeri la nivel de familie. Îmi povestea o soră, zice, am luat o bătrânică în întreținere, asta la noi în țară. Și soțul să plece în altă țară să muncească. Eu n-am putut să mă duc, trebuia să am grijă de ea. El mi-a spus, vino aici, nu-i bine să stăm despărțiți. Las, tu câștigi banii acolo, eu rămân cu căsuța de la bătrânică. Și până a fost aici, predica, ne înțelegeam bine, m-a sunat tot mai rar, tot mai rar până când trebuia să-l sun eu. La un moment dat nici nu mai răspundea. Și m-am trezit într-o zi cu citație la tribunal pentru divorț. Zic, frate, unde am greșit? Probleme economice. Trăim în vremea noastră ceea ce eu numesc familia firmă, care suportă înfrângeri în ispite, cad în laț, înseamnă că îi prinde. Și numai un angajament la bancă, care te solicită, știu eu, intrarea într-o afacere. Și în multe pofte nesăbuite, adică oamenii nu mai știu unde-i destul, unde-i de ajuns, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Și sunt case de care deja se scufundă. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dar când se discută acasă despre probleme economice, ne amintim de ce scrie aici. Și unii, o, bine ar fi să ridicem mâna sus, sau unii nici nu mai sunt aici, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință. Și numai că au pierdut credință, nici viața de aici nu ne-a rămas fericită. Și s-au străpuns singur cu o mulțime de chinuri. Dragii mei, familia nu-i firmă. Familia-i o instituție spirituală. Scopul familiei nu-i doar să facă bani, o casă mare și așa mai departe. Familia trebuie să știe că la sfârșit de cale predăm totul. Familia este altceva. Este o instituție divină cu perspectivă eternă. Cum se spune că discuta într-o zi un credincios mai sărac, un bogat necredincios. Și necredinciosul bogat îi zice, măi, m-am tot gândit la tine, cum te poți mulțumi numai cu atâta? Și credinciosul zice, da, eu nici nu știu cum e altfel, că tot cam la nivelul ăsta economic a fost și tata. Dar zice, n-aș fi îndrăznit să spun, dacă tot m-ai abordat, lasă-mă să spun că și eu m-am gândit la tine zilele astea. Tu cum te poți mulțumi numai cu ce vezi? Că sunt și alte lucruri care nu se văd. La așa ceva e chemată familia. Dacă Dumnezeu va rădui să fiți bogați foarte bine, dar să vă dea Dumnezeu credința lui Avram, omul care poate să plece și omul care așteaptă cetatea care îl temelie tare. Deci familia nu-i firmă economică, este instituție cu perspectivă eternă. O a doua problemă. O văd a fi de ordin social. Globalizarea de care spuneam. Revoluția feministă care și-a spus cuvântul în ultimii zeci de ani. De exemplu, o promotoare a revoluției feministe, Margaret Sanger, în primele decenii ale secolului trecut, a făcut închisoare pentru inițiativele ei. Și mai târziu, inițiativele ei au fost susținute de Organizația Națiunilor Unite. Deci a reușit la nivel mondial să se impună. A fost considerată una dintre cele mai influente persoane a secolului trecut. Și pe acest fundal a apărut familia fără structură. S-a vrut egalitate soț, soție, ba mai nou și juniorii, la umăr cu tata și mama. O familie care nu vrea să ține în cont de ceea ce spune Scriptura, că familia este un trup și în trup
Nu putem să facem rocada, să punem în locul capului, stă mâna asta, piciorul drept, stă mâna următoare, piciorul stâng, mâna dreaptă, mâna stângă. Nu, 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 astea nu sunt organe interschimbabile, nu? Femeia a fost scoasă din casă și, de exemplu, există o grilă. Câte femei trebuie să fie pe o listă a unei alegeri parlamentare, într-un guvern. Ba mai mult, familiile fără structură au dus la biserici fără structură, spuneam niște slujitori din Germania, că se vrea câți prezbiteri bărbați, atât prezbiteri femei. Dar bine spunea un frate, ci eu sunt de acord ca femeile să fie prezbiteri, dacă ar îndeplini măcar prima condiție, să fie bărbatul de singură neveste. E ceva ce e nonsens. Dragii mei, asta e societatea în care trăim și îmi pare rău să spun că sunt chiar predicator pe care spunând când se predică din Efeseni 5. Femeia să fie supusă și soțul să joace rolul de conducător după modelul Fiului lui Dumnezeu. Și se face referire la un verset anterior, supuneți-vă unii altora. Aia n-are de a face cu desfințarea structurii familiei, dragii mei. Și cu îngăduința creștină, cu slujirea reciprocă, ea poate fi și la nivel de familie, că doar ne slujim unii altora, dar de pe poziții lăsate de Dumnezeu. Copiii la rândul lor, în structura familiei, trebuie să dea cinste părinților, să asculte sub binecuvântare, să ne dea Dumnezeu harul să fim o familie bine organizată. Organizată în relație cu Dumnezeu, soțul să-și preia atribuțiile. De altfel, după părerea mea, eu încă nu știu ce e mai ușor, să fii bărbat sau femeie. Că dacă mă gândesc la suferință, la nașteri, prefer să fiu bărbat. Dar mi-amintesc că odată, când am discutat cu bărbații ce revine unui bărbat, un frate din sală n-a mai rezistat și m-a întrerupt și a spus, frate, nu mai pune atâtea sarcini pe noi. Și am zis, frate, eu doar am citat. Nu am făcut organizarea asta. Sub aspectul responsabilității, chemarea bărbatului implică ceea ce Dumnezeu i-a dat. Pentru că dacă facem din familie firmă și desfințăm structura, director poate să fie oricare, și femeia și bărbatul. Numai că s-a constatat, chiar sociologic privind, că femeia scoasă de la locul ei este vulnerabilă, sunt afectate la nivelul neuronal și femeia n-a reușit să ajungă bărbat, dar trist este că n-a mai rămas nici femeie. Copiii care nu mai sunt lăsați să fie educați de către părinți și se vrea a se retrage mâna părinților, sunt niște mentalități care au mai fost și în antichitate. Are Aristotel o carte în care s-a vrut a se desfința familia, așa crește toți, așa la nivel de gintă, de comunitate. N-a reușit diavolul atunci, acum se luptă din răsputeri. Dragii mei, haideți cel puțin la noi acasă. Reiau aceste două aspecte și vreau să ne rugăm. Dumnezeu să ne dea harul să înțelegem că noi nu suntem doar o firmă economică. Familia este o instituție creată de Dumnezeu cu scopuri spirituale, cu perspectivă eternă. Familia este un organism cu cap, cu trup, care trebuie să dezvolte armonios, unde fiecare își poate vedea locul lui, să se bucure de menirea de a fi bărbat, de a fi femeie, copiii să-și vadă locul, bătrânii, spune Scriptura în Cartea Proverbele, trebuie să fie bucuria celor mici, la rândul lor nepoții sunt bucuria bătrânilor și toate acestea să-și aibă locul și bucuria. Amin? Dacă ar fi să privim lucrurile și sub acest aspect, în ce perioadă din viață ați vrea să fi trăit mai mult? Ce ați fi vrut să fiți mai mult? Copii? Copiii vor să ajungă tineri. Tineri, spune, nu? Dar tinerii vor să treacă viața. Mămicile când au copii vor să-i vadă mari, nu? Dar cu asta trece viața lor. Dumnezeu a gândit familia. Mie îmi place să spun că atunci când Dumnezeu i-a scos pe Adam și pe Eva din grădină și le-a rostit acele sentințe care sunt valabile până
rămânem pe planetă. Sunt grele. Femeia a spus de suferința nașterilor, bărbatului de muncă, de sudoare, fără pensionare, până se coboară în țărână. Dar lăsați-mă să vă spun că Dumnezeu, când ne-a pronunțat, n-a fost nervos. Dumnezeu, felul în care ne-a organizat și poverile care ne le-a pus pe umeri, ne le-a pus cu un cap bine gândit, a organizat lucrurile în așa fel încât în afara grădinii Edenului, sub ispitirile care există, să ne putem duce viața în așa fel încât din nou să putem intra în grădină. Și ce ar fi mai frumos? Să putem intra înapoi în grădină cum s-o și ieșit, cu nevasta de mână. Ei n-aveau copii dacă Dumnezeu ne-a dat să fie și ei pe lângă noi. Să ne rugăm așadar ca problemele economice și mentalitatea din societatea în care trăim, o societate fără structură, să nu ne afecteze și Dumnezeu să aibă milă de noi, cum l-a păstrat pe noi în vremea aceea, o singură familie într-o lume fără nici o șansă la Dumnezeu. Dumnezeu ne poate păstra și pe noi, amin? Pentru asta ne plecăm pe genunchi și ne rugăm.